Ceremonia de investire a primarului și a consilierilor locali de la Lerești a început cu intonarea imnului de stat. După ce noul aparat de conducere al comunei Lerești a primit binecuvântarea din partea preoților, s-a trecut la depunerea jurământului. Fostul viceprimar, Adrian Acicu, a fost cel care a jurat primul să respecte Constituția și legile țării. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Lerești, județul Argeș. Așa să-mi ajute Dumnezeu! După ce toți consilierii au depus jurământul, a venit rândul să o facă și primarul Marian Toader, acesta aflându-se la cel de-al doilea mandat în această funcție. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Lerești, județul Argeș. Așa să-mi ajute Dumnezeu! După rostirea jurământului, primarul a fost reînvestit prin punerea eșarfei tricolore. Primarul Marian Toader a ținut să mulțumească celor care l-au reales și a promis tuturor că va continua să facă din comuna Lerești o localitate de nivel european. Pentru mine este o mare onoare să primesc pentru a doua oară încrederea oamenilor pe care îi reprezint. Motiv pentru care le mulțumesc încă o dată tuturor celor care și-au exprimat votul pe 27 septembrie la alegerile locale. Îi asigur pe toți că voi duce la îndeplinire toate proiectele de dezvoltare pentru care mi-am luat angajamentul în acești ani. Am convingerea că și echipa nouă constituită de consilier local în acest mandat vom colabora extraordinar de bine, cum am colaborat și cu vechiul consiliu în mandatul trecut și îi asigur pe toți că în mine găsesc un prieten, un colaborator, un om deschis, un om de echipă, acestea fiind cheia succesului unei administrații puternice și competente. Alese mulțumiri au fost adresate din partea primarului Toader, familiei, dar și angajaților primăriei. Înainte de orice, țin să mulțumesc familiei mele pentru că mi-a stat mereu alături. Înțelegând că această funcție înseamnă mult mai mult decât cele 8 ore de muncă petrecute în primărie. De 24 de ore, așa am fost și voi fi în continuare. Pentru toată lumea receptiv la orice problemă. De asemenea, vreau să mulțumesc pentru sprijinul permanent pe care l-am avut din partea organizației și a echipei mele, atât la nivel local, cât și județean. Și pentru încrederea pe care mi-au dat-o, că vom duce Lereștiul acolo unde trebuie să fie pe primul loc în județul Argeș. Aceleași mulțumiri le adresez și aparatului de specialitate al primarului, respectiv salariaților primăriei Lerești, pentru faptul că am înțeles că cu toții suntem în slujba cetățenilor și pentru devotamentul și încrederea pe care o au față de cetățeni. Primarul Toader a fost și felicitat pentru realizările sale. Am venit aici din partea biroului județean Argeș, de fapt de unde face parte din acest birou și domnul primar. În 2016 am spus să garantez pe un om, pe Marian Toader. Nu m-am înșelat și ați văzut ce om minunat a fost. Vă felicit, domnul primar, pentru încă un mandat, felicit Consiliul Local și sunt sigură că în 2024 vom spune Argeș, în loc de Argeș pe primul loc, vom spune Lereștiul pe primul loc
și sunt sigură că așa va fi. Ar trebui ca de acum încolo, odată validați, să dispară toate fricțiunile care au fost între noi în timpul campaniei și să devenim parteneri de nădejde ai primarului. Ca împreună să putem să facem ca această localitate să se mențină la locul de frunte la care este. Pentru că este o greșeală să spunem că vom duce. Lereștul este în loc fruntaș. Săptămâna viitoare va fi organizată la Lerești o ședință extraordinară de Consiliu în care se va alege viceprimarul și comisiile de specialitate. Săptămâna viitoare vom organiza prima ședință extraordinară în care vom stabili comisiile și vom alege și viceprimarul. Propunerea mea este, cum a spus-o și în campanie din partea noastră, este domnișoara Adriana Cicu. Am făcut echipă bună în Consiliu împreună. Și cu siguranță vom face în continuare lucruri bune pentru noi, pentru Lereșteni. Ceremonia s-a încheiat cu o poză de grup a primarului și consilierilor, după care s-a ciocnit un pahar de șampanie. Consiliul local Lerești este alcătuit din 13 consilieri, 9 de la Partidul Social Democrat, 2 de la Partidul Național Liberal, 1 de la Partida Romilor și 1 de la Blocul Unității Naționale. Primarul Marian Toader lucrează în administrația Comunei Lerești de peste 10 ani. În perioada 2008-2012 a fost consilier local, între anii 2012-2016 a fost viceprimar, iar din 2016 și până în prezent este primar.